Mobilizare impresionantă a comunității dintr-o comună de lângă Timișoara pentru a susține financiar operația unui băiețel cu afecțiune gravă ce necesită intervenții în străinătate și multe terapii. Oamenii de aici au organizat un eveniment sportiv la care s-a putut participa pe baza unor donații. 3.500 de euro era suma propusă a fi strânsă, însă până la final s-au adunat aproape 10.000 de euro. Cristian are 8 ani și a fost diagnosticat la doar 6 luni cu tetrapareză spastică severă. Până acum a suferit 3 operații în străinătate, iar săptămână de săptămână merge la kinetoterapie, logopedie, terapie muzicală, terapie cognitiv-comportamentală sau terapie cu cai la diferite centre din Timișoara și face progrese mari. De la un copil care abia articula câteva sunete în lumea lui, a ajuns un copil sociabil și mereu vesel. A fost un copil care nu prea vorbea, nu prea interacționa cu lumea. Are nevoie de foarte multe terapii ca să se recupereze. Facem fiecare zi terapii la diferite centre din oraș. După fiecare operație s-a văzut tot timpul rezultate. Este un copil foarte ambițios, îi place foarte mult să cânte, îi place foarte mult să danseze, dar nu poate, dansăm noi cu el în brațe. Cristian mai are nevoie acum de o operație care va fi făcută luna viitoare în străinătate, iar intervenția costă 3.500 de euro, așa că locuitorii comunei s-au unit pentru o cauză caritabilă și au făcut mișcare în cadrul primei ediții a evenimentului Jarmata în mișcare. Aș vrea să vedem toate mâinile sus a celor care ați venit aici să-l susțineți pe Cristian! Cristian, unde ești? Toată lumea e pentru tine! Cristian este eroul nostru în această seară și ne bucurăm tare mult că ați răspuns apelului nostru. Și pe lângă mișcare facem cea mai faină experiență de a fi buni unii cu alții. Am venit să-l susținem pe Cristian împreună cu toată familia, soția și cei doi copii. Și ne bucurăm pentru acest eveniment care se organizează la Jarmata Mare. Chiar suntem surprinși, plăcut. Să participăm pentru Cristi. Mergeți cu bicicleta? Da. La fel. Plus că mă cunosc cu Cristi și vreau să-l ajut cu tot ce pot. Ați aștepta să fie așa multă lume? Sunt foarte mulțumită. Chiar este foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Merită copilul o șansă la viață. Este cu mine. Organizatorii au pregătit ture de alergat pentru adolescenți și adulți, iar pentru cei mici, ture de alergat, bicicletă, role și trotinete. Din donații s-au strâns aproape 10.000 de euro, mai exact 9.673 de euro, în loc de 3.500, cât și-au propus inițiatorii acțiunii, așa că pe lângă costurile intervenției în străinătate, părinții nu trebuie să-și mai facă griji pentru terapii în următoarele luni. Ne-am strâns aici împreună pentru mișcare, copii și adulți și mici și mari, să ne mișcăm în primul rând pentru un stil de viață mai sănătos, dar poate mai mult decât asta să ne mișcăm pentru Cristian, un băiat de aici din Jarmata, unde noi locuim și am încercat să strângem undeva la 3.500 de euro pentru o operație pe care îl trebuie să aibă în străinătate și suntem uimiți de bunătatea oamenilor, am aproape triplat suma, sperăm noi, și pe lângă operație putem să plătim și 3 luni de terapie, ceea ce e un lucru grozav. 11 ambasadori de fapte bune din Jarmata s-au înscris în cursa pentru strângerea de fonduri. Au promovat evenimentul și au mobilizat cât mai multe persoane să se înscrie, să facă mișcare pentru Cristian, iar rezultatele au fost pe măsura efortului lor.